Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod în care de data aceasta ne vom juca Need for Speed Hot Pursuit. Am văzut că vă place în continuare seria și vreți să mai postez episoade, așa că am zis că de ce să nu mai continui să filmez. Și totodată o să înceapă să fie și mai grea seria. Pentru că o să înceapă curse din ce în ce mai grele. O să vedeți din episodul ăsta. Spun pariu că o să fie foarte grele astea două. Asta mai ales. Asta e ușoară. Hai că o fac pe asta. Bugatti Veyron. Ferească Sfântul. Deci uitați-vă voi cum începem episodul. Deja Bugatti Veyron, fraților. Vedeți asta cum se duce. Vai că am așteptat să ajungem la mașinile astea. Să vedeți când o să ajungem, o să ajungem și la astea să le conducem. Cam din episod în episod. Stai un pic. Că vreau să fac ceva. Ba nu. Nu că m-am mai jucat și aseară așa. M-am mai jucat și aseară un pic așa, tot așa. Free roam, am testat ceva mașini. Și vedeți că am 405 km. Deci se duce ca o nebună mașina asta. Deja am făcut un kilometru și ceva. Mamă ce bună e. Asta mi-o place mult mașina. Vai de capul meu ce ușor ia curbele. I-am luat și... Acum în 50 de secunde n-avem cum să nu facem 5 km. 3! Mamă cum s-a deschis ăla. Să zic cum a ieșit sus spoilerul. Când am frânat acolo. Problema că se duce prea tare și e greu să frâneze în curbele alea. Că de dus în 4 este ușor. Vedeți și voi. Mamă mia. Vai de capul meu. Ce curse. Ce curbe. Să vezi de nu fac eu un kilometru în 20 secunde. Nu știu ce fac. Un kilometru în 19 secunde. Am uiat prin 400. Hai frate. Ce are mă mașina de nu se duce în 400. Vai. Am dat în mașina aia. Accident. Și dacă vă place seria, să nu uitați să apăsați și butonul de like. Dar de ce n-am deblocat nicio cursă nouă? S-o trebuie să le fac pe alea de... Sigur că eu pe asta. Doar pe asta am permit-o parcă în episodul anterior, nu? Parcă da. Așa țin minte. Numai roadblock și empam. 6-4-3, dar asta o să fie mașină bună. Una rău de tot. Dacă nu mă înșel, cred că cursa asta am văzut eu pe YouTube acum într-o zi, cred că da. Țin minte că era ceva cu 18 km. Da, da, asta-i. Bun. Hai să opresc asta să nu vă deranjeze așa tare pe episod, că mie nu mi le plac. Mai ales că la mine jocul mi-e dat la maxim. Cât de tare să duci ăsta, bă! Tata e, dar tare te duci. Gata-i corvetul. Uite-l, mă, ce mașină și-o tras. Ferească, doamne, zice ce mașină. Roadblock. În asta intru ca un nebun. Gata-i. Uai, cum m-am dus pe lângă asta. Gata-i. Bun. Roadblock-ul e la dispoziție. Pun frână. Să-l aștept pe ăsta. Hai mă cu Lamborghini-ul tău sau ce mașină. Pe ăsta nu face nimic, nu mai stai după. Aaaa, că pe ăla l-o prins ăia, bă, da, prost ăsta. Vai de capul meu, dar... Nici eu nu mai știu pe ce planetă trăiesc. Hai, 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 hai. Du-te cât prins. 4 din 6, nici m-am uitat.
Ah, hai că ăsta m-am apropiat mult de ei. Ăsta-ți duce încet, rău de tot. E te dă nitro în curbă cât îmi minte așa la. Și nici nu știe, Audi are 5,2 FSI 4 mașina lui ăsta. Parcă v-am arătat eu într-un episod mașina asta. Ăsta e Oakmont Valley. Ceva Valley, nu știu ce și... Nu spune că la vai de capul meu ce Porsche are asta, asta e greu de prins. Porsche-ul ăla, nu știu cum îl prind eu, amp pe ăsta. Ai, yes! Pac, și-am intrat și eu în el. Adică, a, dar amp-ul ăsta nu ia multă viață. Trebuie în viteză mare, că ăsta are multă, mă. Uite-l și pe ăla cum se bagă. Stai un pic, că trebuie să-i prind pe ăștia. Stai un pic, stai un pic. Du-te, du-te, du-te. Gata-i mă, frate, și asta. La rupă, băiat. Nu, no. De ce s-a oprit asta, mă, ești? Stai, dacă nici nu mai știu. De ce trebuie să apăs? Roadblock. Hai, și că mai ai 6 km, vai de capul meu. Ăsta e bun. Deci ăsta e bun. Nu știu cum îl prind, dar îl prind. Trebuie să-l prind! Du-te, du-te! De. Mamă, mult are ăsta. 300. Hai că am intrat și eu și Empu și-o făcut treaba. Mai intr-o dată în el că nu-i de ajuns. Deci mașina lui ăla prinde 320. Bine că s-a pus în fața... Mamă, deci mai este... Foi, ce urât-i, mă! Am intrat în el, dar nu i-o luat. Pune, dă-i, că ăsta are mult. Să duce ca un nebun, ce îi? Bă, dar asta are, mă, frate! Nu, stai, că empuș face... Am pierdut. 300 și are asta. Deci dacă nu-l prind pe ăsta într-un kilometru, nu știu ce fac. N-am cum. Deci nu am cum. Prea grea cursa. Ăștia doi, primii doi ori avut mașini bune. Și 18 km deja îi faci ușor la 300 km pe oră. Cam 9 minute, nu știu cât, 10 minute. N-am ce să fac. Hai să opresc asta. Deci ăștia primii trei sunt ușor de prins. Mai ales ăsta ia. Ăsta e... Mă bag în el cu... Dar asta să și trage de la, din fața mea, na? Dar pe ăsta mai bine las pe ultimul loc. Oricum, asta n-a, nu trebuie să-mi bat capul pentru el. Ar trebui să încep de la primii. Asta ce mașina? Asta nu spune că e ala cu Porsche. Ala e ala cu Porsche, că se duce pe drumul ăsta. Mai că le scot eu acum o de asta, pe ăștia doi. Uite-l. Uite-i pe ăștia doi. Hai, țărani. Mă, dar cât prinde mașina lui asta, mă? Că nu trebuie să prinde mult. Dacă aș fi avut spike strip acum, că prindeam pe ea din spate, de vai de capul meu. Vai, deci mașina asta e proastă la frâne, la curbe. E bună la drept, dar e... Da, uite, un pic i-am dat și deja l-am ajuns de normă pe asta. Uai, ce m-a împins asta! Deci și pe asta, vai de capul meu. Ce-a luat dat accident în asta cu jeep-ul. Încă o asta, pregătesc pentru ei. Cineva sigur să bagă pe... Așa, deci mă duc cu asta odată, nu, nu stau, n-am răbdare să stau după ea. O, Lamborghini-ul intră acum. Worded.
m-am băgat pe ăsta acum. Mamă, cum vine și ăsta din spate. Uite-l că ăsta are puțină viață. Mamă, că toți stau aici cu mine odată. Ăla are multă viață cu Porsche-ul din față. Dar nu fac probleme pentru ei. Da, uite scurbele astea, mă. Mă duc cu ăla odată și asigur mor vreo 3 acolo în roadblock. Cu ăsta trebuie să mă ocup eu personal. Oh, mi se părea că s-a continua. Mamă, eu pe ăștia nici n-am cum să-i prind din urmă. Adică să-i bat pe toți ăștia. Uite și pe ăsta cum se bagă. Bă, dar urât-i mașina lui ăla. Urât-i Porsche-ul ăla. Hai că acum îmi fac treaba cu M. Dacă aș putea să-l folosesc, da. Dă-i în el! Pac, pac! Ăsta a murit. Nu a murit. Dai că mai am 4... Deci nu știu ce am făcut acum, dar n-am făcut nimic. Și mai am 4 km. Uite pe ăștia cum se bagă, bă! Dar nu știu, intru odată în toți și gata. 1. Este 40 și asta tot mai tare se duce. Bă, dar ce mașină? Asta are mașină bună. L-am pierdut. Gata-i. De oricum n-am cum să-l bat pe asta acum. E prea grea cursa asta. Și cred că stau 20 de minute să fac o anumărită. V-am spus că asta-s grele rău. Deci n-ai cum, frate. Hai că acum mai bat pe toți. Mai stau la povești. Nu mă mai grăbesc, o să stau după ăștia, după amărâtele alea de mașini. Oricum asta se duce în cer. Mama, mama gata-n ăla. Hai că le pregătesc surpriza. Deci nici nu l-am văzut pe ăsta. Nu știu de unde a apărut, dar nu l-am văzut. Oricum am uitat pe GPS, nu la drum. Intrați acum toți acolo, hai să văd. Care cum intră? O, nebun! Gata ești, frate. Ăla a murit, ăștia doi au murit. Numai ăla a murit. Bă, au murit doi, da. Gata-i audio. 3 din 6. Porsche-ul e următoarea țintă. Vine că... Uai cum se duce acum mașina asta. 330 am avut. Corvetul ăsta e ușor de prins. Gata, m-am și băgat în... Cred că acum o să rămână. Cred că acum o să rămână primul Porsche, ăla Targo sau care-i, ba nu. Nu că asta îți duce ca un nebun, ăsta din fața mea. Las că măcar acum o lua curba automat. Băi, lasă și de într-o parte. Aici întrebă Amp. Pentru că altfel. Deci uitați-vă voi, urăz partea asta a cursei. Las că l-așteaptă acolo, înainte de curbă, surprize, deci nu... Nu stai ăla de... Dar când s-a activat asta, mă? Bine că eu am intrat, dar asta nu-i intrat. Du-te! Bag-te în el mai... așa! Trebuie mai mult. Asta are nitro full, asta... Nitro pregătit. Gata-i frate, nu mai stai la povișcă. Deci mașina e foarte bună. Prinde suta în 4, ceva secunde.
prinde 320 de kilometri pe oră. Ascuns, o vedeți voi când o să o primesc voi eu pe aia. Vedeți voi aia cum se duce. E chestia că n-am făcut mare lucru. Dar oricum, nu-i gata încă episodul. Stați că... Level 2 roadblock. V-am spus că o să mai facem... Aici o să ne dea mașini mai mari. Mașini cum sunt acum în... Ford Shelby. Și la treilea nivel o să fie jeep-uri. Adică jeep-uri, cred că... cred că Subaru o să fie, nu știu sigur. Dodge Challenger SRT8. Stai, am crezut că l-am primit, am crezut că îl aveam. Interceptor, hai că-l prind pe ăsta să văd. Dacă aveam eu galactul ăla, cursa eram... erau praf ăia toți. Bun. Hai să văd cum, cum o fi și cursa asta. Green Lamborghini. Țin minte asta. Era destul de grea, da. Autostradă? Păi ce l-ar fi și mare, mare problemă. Du-te vă mai tare dacă poți. Așa fac toți. Până vine poliția. Uite și pe ăsta. Uai de capul meu. Stai ăla, că și aceasta treaba nu-i problemă mare. Ia că frânează, că mă apropiu de el. Mi-e frică să nu intre cu viteză în Roblox. Ce ai făcut, mă, copile? Uai, cum am intrat în el! Cât am avut? Îmi scrieți în comentarii cât am avut acolo, că nu m-am uitat la kilometraj. Da, stai prost, rău, mă. Ia, cu ce tragi că el în fața mea? Hai cam o să duce asta ca un nebun. Astea mă așteaptă să... E frâna asta, mă. Asta numai să joacă cu mine, mă. Dar și eu mă joc cu el. Hai, mai... Tare! Las că aici ai altă în față, parcă văd. Sau după. Du-te, du-te, du-te. Pe tine te aștept, nu pe... Gata-i, frate. Asta a fost foarte ușoară. Deci nici nu m-am gândit că o să fie așa ușoară. Alea unde au spike strip, alea sunt grele, pentru că trebuie să te ții cu aia la viteză. Acum am făcut nivel nou. Și ce mașină de? Ca curios, să pun Corvette Z 06. Astea da mașini. Asta prinde, cred că deodată, cred că ca și asta Lamborghini. Mama, asta spus așa, una, două, trei. Preview, aia sigur e grea, Interceptor. Vreau să le fac pe astea prima dată. 318, 3... o fac... Asta e aia cu noaptea, așa-i? Da. Asta e grea. Asta are și o mașină de-aia. Nici nu știu ce mașină are. Sper să nu aibă Porsche de ăla. Că dacă are Porsche de ăla, nu știu ce fac. Shelby GT500. Mașina aia. 297... 297 prindea mașina aia. Parcă am avut-o și noi la un moment dat. Hai de ăsta se duci. Acum e nasol că zboară apa. Și nu...
Și aluneci. Uop! Dar cred că mai bine luam corvetul, că la parc se ducea și în 350. Ce să fac acum dacă mă grăbesc? Hai elicopterul. Uite-l și pe asta, că ai nitromol și dă-l. Dă-l, frate, în curbe. Opa, level 2. Asta e de-aia lungă. Să vedeți că la 32 o să... Level 3 cu 2 spike strip-uri. Deci aruncă 2 deodată. Să vedeți voi acolo distracție. Că dacă nu intri în prima, intri sigurat în a doua. Asta intră în cuie, că e prost. Și am mai intrat și un el, am mai rezolvat și un pic. Hai, mulțumesc, bine că elicopterul ăsta are un pic de minte. Nu atât de prost. Asta e prost, nu știi să conducă, n-are treabă. Unde te duci, mă? Unde te duci? Unde te duci, mă, copilule? Uite, ești mă ca ăla, ca și prietenul tău ăla alalt. Acum se duce ca un nebun. Nu e alt pentru mine. Las că-l rezolvă ăsta alalt. Dacă nu-l rezolvă, nu știu ce fac. Așteaptă-l acolo în curbă, mă. Așa. Fă curba. Du-te. Acum să vedem nebun să... Aha, bine, am avut noroc, eram în spate cu mult. Fă da și accident și eu... L-am rezolvat. Gata-i. Nu prea-mi plac asta interceptorul, dar... Că mi se pare... Unele chiar sunt grele. Ați văzut și voi și aia cu... unde trebuie să prindem Alfa Romeo ăla. Că ați văzut că se întorcea. Deci când eram în spate, punea frână, se întorcea. O să fie, o să mai fie și ca ăla. Și... și mai urât, că o să și ducă... Aș vrea să fac... Mamă, câte am de rapid response interceptor. Hai să le fac pe astea, că s-o răte. Aici parcă trebuia să prind corvete. Asta e ușoară. 3 minute, 4, dar pe ăsta îl pot prinde într-un minut. Dacă... A, dar ai 3 minute, că nu-mi dă nimic. Trebuie eu cu mașina să mă bag în el. Asta nu știu cum o să fie. Vital. Adu-te, mă, după el. După copilul ăsta, mă, arăt-te. Nici ăsta nu se duce tare. Nu știu ce mașină are. Ce ăsta are. Hai, mă, copilule. Nu te grăbești. E că nici nu știe să conduc asta. Dar nici nu iau damage. Una. Ia, abia chiar am luat două linii. Îl simt eu din spate așa, cu viteză mare. Stai că cum aș luat ăsta zborul. Dar nu e el mai prejos decât mine. Stați liniștiți. Vai ce-mi place drumul ăsta. Trei linii. Bă, dar asta nu știe, mă, să conduc. Cu 100 să duce, vai de capul, mă. Dar nu-mi place că stă arinită. Dat accident ăsta. Doamne, ce mașină. Una. Hai, că nu mai are mult. Acum vreau să văd pe unde se bagă. Eram sigur. Una. Că acum se duce.
Să vezi de nu mai dau de banda lui. Te-ai văzut, a fost... Stai, nici nu știe să conducă, mă. Duce încet. Asta cred că a fost făcut așa easy pentru că nu mi-a dat nicio putere de aia așa. Da. Hai că scurios. Ce ne mai de jocul ăsta acum? Nimic. Bravo. Dacă am mai deblocat ceva. Acum bun. Acum o să fac ăsta pentru că sigur e greu. E greu. Cu Nixec. Și asta e mașina bună. 3, 2, uite că e cursa pe munte. 3, 2, 6, 3, 4, 2, 4, 19 și condiții de ninsoare. Deci acum ninge afară. Acum să nu credeți că se și prinde zăpada în joc, dar... hai să vedeți care muzică mi-o place mie mult în joc. Asta mi-o place, asta mi-o place. Asta. Era una care mi-o plăcea mult. Nu știu unde-i, deci trebuie să mă ieși la drum. Mamă, ce alunică asta. Asta mi-l place mult. Muzica asta. Hai. Hai, că trebuie să mă duc repede. Mamă, cum am băgat în curba aia. Nici nu știu cât am avut, 160 parcă am văzut că am avut, dar înainte de curba am avut mai mult. Vai de capul meu cum să bag ăștia mașinile. Bun, acum suntem undeva aproape în vârf. Adică na, pe unde duce drumul, că nu ne putem noi, ca uitați-vă acolo sus, în stânga era. Imediat o să coborăm și iar o să urcăm. Pe curba asta de aici o să coborăm. Și uitați și urcarea. ...320. Dar prea încet, frate. 6 km, mai am un minut, mai am încă... cât am făcut până acum. Acum o să-l coborâm. De coborâ cred că e mai ușor, nu știu sigur. N-am mai fost pe aici de mult. Da, că mi-e ca un nebun acum, cu vedea mai ușor. Să vedeți voi cum prins face viteză. De 280 3 km 203. Mamă mea, ce drumurile. Vai de capul meu ce corbă. M-am uitat cât am avut. Aia a fost cea mai mare corbă de la drumul ăsta. Normal că l-am luat și pe ăla. Iar mă duc prea. Deci când e vorba să dau de drum drept, nu n-am nitru, frate. Asta a fost ușor, oricum, cursa. M-am grăbit. Aici n-am avut posibilitatea de a duce, de a prinde 400. Numai 5, cu 5 la 350 e asta. Înseamnă că noi numai 6 drepti în mașina asta. Abia aștept să trecem la... Asta e la următoarea... La următoarea... zi. La următoarea categorie de mașini. Hai să fac și pe asta. Și apoi o să încheie episodul. Sigur că mi-au ăsta, deci nu stau la discuții, fraților. Mai am eu o porcărie de mașină. Uite, 7 aici. De aia era așa lungă cursa, mi se părut mic, era și autostradă. La început e autostradă și mai încolo o să fie, la măcar cât e o scrie ora dimineață, seara sau dimineață? Ora 4 dimineața. Nu-i problema asta.
Porsche, văd acolo corvete, că mă gândesc că o să mai fie Lamborghini-ul ăsta de aici. Dar ăsta mă bag ca un nebun. Împinge-l și pe perete în top. De acolo. Oricum trebuie să mă dau și eu de el personal. Uite ce ușor e prin pe ăștia. Cred că trebuie să mă ocup de ăsta de aici, de în față, care urcă panta. Hai, frate. Cât de tare să ducem și asta. 335. Că nu am prins pe nimeni. Pac! Uai, ce-am intrat în ăsta. Mersanul ăla e destul de bun. Uai, de... prins pe ăla. Nu știu care o da, dar... nu mă interesează că nu m-a prins. Bun. Mână. Uite-l pe ăsta cum vine acum, ca un nebun de om. Dar nu e al mai bun. Bă, dar mult tare mă omul ăsta. Vai de cap meu ce mașină ăștia. Bine că mi-am luat motopa asta, că... uitați voi, Mersanul. Ăsta cred că prin 330. Ăsta prinde mult. Mi s-a anul ăsta de aici 325, cred, sau 20. Mersanul ăla 340, cred. Am aproape cât un Murcielago. Nici nu-i poți, frate. Uite și pe asta cum se... mamă, dar tare se duce asta. Wow. Gata, ești mă cu asta unul tău. Asta e 360 pe mine. Bun, deci de asta nu mă mai ocup. O să mă ocup numai de asta. Ăsta dă de acum spike strip-uri, bă. Nu mă pune, m-am băgat. Asta se duce încet în asta, cum să... bine că am uitat și asta. Hai de cap, mă. Ce fac ăștia, doamne? O să-i lase... bravo! Ok, așa. Pac! L-am executat și eu. Uai de cap meu, că l-am făcut și pe asta în mață. Am mai rămas 2. Sau 1. 2. Sper să nu fie asta cu spike strip-uri, că nu știu ce fac, eram sigur. Am văzut să acum să-i dau, dar am zis că sigur face asta ceva prostii. Și pe ăla se rezolvă el imediat, că e și prost. Ui, dacă... mamă, cum se duce asta pe acolo? Cum din... stai, pe asta trebuie să-l aștept la ieșire, că ăsta e, nu știu, pare dubios. Cum se duce pe acolo, pe drumul ăla. Am o să duce încet, acum să bagă în tufișuri, acum... dă ca un nebun. Ia uite. Ce faci, mă, copil? Gata-i. Bun. Zic că am făcut destul în episodul ăsta. Și... o să închei acum episodul. După ce se termină astea. New Vehicle Dodge Viper SRT10. Ăsta nu e așa bun. Pentru că e un alt tip de Dodge Viper. Dacă era... sau e ăla bun, ACR-ul. Că dacă e ACR-ul, nu știu, o să vedem noi în episodul viitor. Deci cam atât cu acest episod. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!